Ieri, vineri, ar fi trebuit să avem live, dar nu am avut live pentru că am sesizat în ultimul live că nu mai e ok ziua de vineri, vineri seara. E logic. Pentru că a venit vremea bună, e cald, fain, frumos, lumea iese la terase, ieșiți la terasă, vă distrați, beți o bere în cinstea noastră și așa mai departe și n-aveți chef de stat pe net să vă holbați la noi. Am înțeles mesajul. Așa că următorul live o să fie mâine, duminică. Și avem nevoie să vă gândiți, dacă rămâne pe duminică live-ul, din două în două săptămâni, sau să mutăm în timpul săptămânii, gen miercuri sau joi sau marți. Avem nevoie de inputul vostru, sugestiile voastre, ca să vedem când ar fi cel mai ok pentru voi să facem micul nostru live tot a doua săptămână. Thank you! Și în altă ordine de idei, imprimanta deocamdată este în stadiul acesta. Am primit o sursă nouă. Funcționează, sursa aia e ok, mulțumită voastră. Vouă, mulțumită vouă, da, mulțumită voastră. Mai exact, Tania, care m-a sunat și mi-a făcut legătură cu un om care știe pe un om, care știe pe un om și tot așa mai departe, până am ajuns la cineva care are o imprimantă identică pe care o dezmembrează. Ceea ce e mega cool. Și, no, sursa e ok. Acum avem probleme cu controllerul. Da, ăla. În speță, imprimanta nu-și vede controllerul. Încă nu știm de ce, dar am comandat un controller nou. E în această cutie. Și vom face un unboxing deocamdată, pentru că reprezentantul Minolta poate să vină doar luni. Azi e vineri, în momentul în care filmez asta, și doar luni poate să vină să vadă dacă e ok Fire-ul ăsta sau controllerul, n-am înțeles, nu cred că e Fire, încă nu le înțeleg. Și să-l conecteze, să vedem ce și cum mai exact. Eu nu mă bag, că atâta timp cât nu le înțeleg, nu mă bag. Știu că nu e rocket science, două cabluri le conecta, le porni și vezi dacă merge sau nu. Dar nu. Sunt oameni care sunt mai deștepți decât mine și știu mai bine ce să facă în situații de genul ăsta și da, vedem de acolo. Dar deocamdată facem doar un unboxing pentru că troca a venit așa, Doamne ferește, apără cum arată. Cred că a fost bontănită, cred că a venit așa lovită cu piciorul până la Cluj și doar să ne asigurăm că e într-o singură bucată controllerul ăla și până luni îl lăsăm fain frumos. Nu. No. Poți să o scoți? Da, nu. Schimb. Îți predau ștacheta. Bun. Ok. Ioi. Ceva e liber aici. Da. Pare întreg. E doar o cutie. Nu-i nimic ca SF la ea. La cutia asta. Îi lipsesc șuruburi. Deci clar a fost desfăcut, umblat în el și așa. Să sperăm că doar pentru curățare. Mă îndoiesc. Dar, nu. Asta e starea lui actuală. Nu miroase ars, deci sursa e ok. E foarte ușor să diagnostichezi o sursă arsă. Îți bagi nasul și miroase ars. Da, cam atât deocamdată. A ajuns întreg și vedem ce să zic. După ce vine reprezentantul Minolta luni, să-l conecteze la imprimanta mare și să vedem în ce stare e, în ce stadiu e, dacă putem în sfârșit să folosim imprimanta mare, Minolta mare. Ție spune! Și dacă ne-ați ajutat așa de mult cu asta mare, poate ne ajutați și cu asta. Asta e un BizHub C650. Nu e așa. Asta e imprimanta pe care am primit-o gratis la asta. Și avem nevoie pentru ea de o unitate de imagine de negru, cea de black, și un belt transfer. Tot ansamblu de belt transfer sau doar partea care curăță, cei care știți, știți. Dacă cumva știți pe cineva care are, sau știți pe un prieten care s-ar putea să știe un prieten sau bla bla bla, trimiteți-ne un mail, că s-ar putea să scăpăm mai ieftin decât, cred că undeva la 6-7.000 de lei ar costa dacă le-am cumpărat noi. Și evident că nu se justifică să cumpărăm componente de 7.000 de lei pentru ea. Dar, da, poate reușim să o punem pe picioare cu bani mai puțini și atunci ar fi cool. Am încercat ceva doar așa prin absurd. Am pus cablul de la controllerul ăsta. Controllerul ăsta a venit cu cablul ăsta, pentru că cablul ăsta e cel de la imprimantă. Aici scria controller not connected sau shit like that. Da, și asta nu apărea, gen, nu puteai să apeși să se întâmple ceva, apărea grayed out sau cum se zice, știi? Da, da, da. Gen, nu primea. Holy crap, cred că e ok. Ar fi super. Pune totul pe pauză și vedem ce naiba se întâmplă. Trebuie să... mi-a explodat mintea. Hai că mă pun rapid să instalez driverele chestii. Habar n-am ce driver trebuie pentru ea. S-ar putea să fie ok imprimanta. Nu am cuvinte. Bun, între timp ea se încălzește. Aici warming up, chestii. Hai să-i pun LAN-ul. Dăm voie. Ok. Avem aici cablul de LAN, deocamdată îl punem pe aici random. Așa. Hai să vedem controller. Plugin IT, report, job list, scan, calibration, driver, prins, habar n-am ce aici. Vreau să văd dacă vede rețeaua. Deci avem lumini. Deci e conectat la rețea, ok, primește, face schimb de date, dar vreau să văd aici ce și cum, habar n-am. Plugin form password, what? Nu? Driver print settings, paper size, paper... I have no idea what I am doing. Cred că trebuie să caut un tutorial sau ceva cu astea. Oh god! Nu prea înțeleg exact cum se face instalarea și stau foarte prost cu timpul și nu vreau să pierd prea mult timp. Acum oricum trebuie să vină reprezentantul Minolta în luni. Dar cred că am descoperit ceva. Hai să încercăm. Nu de alta, dar s-ar putea să fie o chestie extraordinar de stupidă. Ție spune să funcționeze, să fie ce cred eu că e. Bun, deocamdată controller not connected. Asta e cablul cu care a venit. Funcționează controllerul. Funcționează cablul. Explain. Deci ce v-a arătat acum Diana? Ăsta micu, ăsta penetra meciul. Ce bine că am ochelari. Deci ce... Hai, capul și zile mele. O luat Diana cablu și s-a uitat așa la pin. Se vadă așa, random, nu la cablu ăsta, la cel cu care a venit imprimanta. Adică la ăsta de aici. Deci... cum e în interior aici, îi... No, nu știu... așa? Oare cum să vă arăt cel mai bine? Așa? Așa. Acum, dacă e să vedeți, vedeți acolo, în interior, unde vin pinii, au niște margini de plastic, care susțin pinii. Și o bucățică din aia de plastic... Adică asta. S-a rupt. Și nu a căzut de acolo, ci pur și simplu venea peste niște pini. Și pinii aia nu mai făceau contact. Bă, vă dați seama că din cauza unui răhățel din ăsta micuț, cu atâta. Noi am crezut că are daună groaznică imprimanta asta. Am crezut că controllerul e bulit și am comandat altul. Știi care e partea bună? Ne-am comandat un controller nou. Dacă se putea comanda unul nou. Da, unul din ăla nou e undeva la 4000 și ceva de euro. Și persoana care ne-a trimis controllerul și sursa, ni l-a trimis pe încredere, așa încredere mai rar la oameni. Adică ne-o trimis sursa, vezi dacă e ok, dacă îți rezolvă problema, dacă nu, trimitem eu înapoi. Dacă e ok, păstrează-o și trimitem factură. Zi și făcut, am verificat, sursa e ok, mi-a trimis factura, i-am plătit-o. Și acum cu controllerul la fel, l-a trimis fără să trebuiască să-i plătim nimica și acum trebuie să-l anunțăm că, din păcate, i-am pierdut vremea numai. Da, o să-i cerem o factură pentru deranj, bineînțeles că așa e frumos, că ne-a ajutat enorm de mult oricum, că n-am fi descoperit oricum răhățelul ăla, fără circunstanțele astea. Kabum! Kabush! Că voi de capul meu! Că suntem în extaz, nu altceva! Ai de capul, știi, zilele mele. Bă, deci așa, rollercoaster emoțional, incredibil. Da, bine. Ce bine că am investit în ochelarii ăștia. Da. Deci ochelarii Diana e cea mai bună investiție ever. No, mă, incredibil. Da, ok. Mai stăm până luni, că nu mai contează acum, e totul tâță ghimânță. Să sperăm că nu mai apar alte probleme pe parcurs, dar o să vină luni să conecteze cutia de capacitate mare pentru hârtie, pentru că pe aia trebuie să stea invers și să ne învețe să lucrăm cu ea. Pentru că aici scrie ready to receive print data. Deci imprimanta e pregătită de lucru. Nu mai trebuie să știm noi cum să-i dăm de lucru. Da, al nouălea, ce să zicem? Ne vedem mâine pe live. Ciao! Ciao.